No, Ildi, cum ți se pare? Fain. După 5 minute nu mai simți nimic, nici măcar picioarele. Da, nu mai simți frigul, da. Așa e. Adevărul că e absolut splendid aici. Doamne, deci n-am făcut niciodată, ba am făcut. Am făcut o singură dată la o cascadă, baie, la noi, în țară. Am făcut un traseu, dar nu se compară cu asta. Salutare! Începem acest vlog părăsind plaja din spatele nostru, plaja Vucine, din Croația, și ne îndreptăm spre Bosnia, spre cascada Kravice. Un obiectiv despre care multă lume, mulți croați, ziceau că merită neapărat vizitat. Pentru că se poate face baie în cascadă. Asta e unul dintre motive. Da, bine, hai pe aici. Așa că, chiar dacă ne-ar fi plăcut să avansăm mai mult în teritoriul Bosniei, să mergem până în capitală, în Sarajevo, locul unde a fost asasinat arhiducele Franz Josef, locul de unde, da, prințul moștenitor al Austriei, locul de unde a pornit primul război mondial, un conflict important pentru noi, pentru că la finalul lui ne-a dus reîntregirea națională, din păcate, nu ne permite timpul, așa că... Astăzi o să fie un vlog mai pe natură, mai natural și vrem să mergem neapărat în parcul acesta natural, fiind și foarte aproape de granița cu Croația. De aici, de unde suntem noi acum, avem undeva la 70 de kilometri. Cam o oră... drumul nostru. Da, cam o oră jumătate facem. Având în vedere că noi am pornit... după cum ați văzut, dacă ați văzut vlogurile anterioare, dacă nu, vă invit să o faceți, din Serbia, Bosnia și sudul Croației, unul dintre cele mai îndepărtate puncte sudice a Croației, aproape de Muntenegru. Avansăm spre nord, pentru că la finalul expediției noastre să ajungem în Ungaria. Așa că nu ne abatem foarte mult de la traseu și haideți împreună cu noi să explorăm și că una dintre cele mai frumoase cascade, dacă nu din Europa, cel puțin din sud-estul Europei. Exceptând cascada noastră, Bigger, care și aia e super faină, dar e mai greu să faci baie. Să procedem! În timp ce trecem peninsula, tocmai pentru a evita o grămadă de kilometri, croații au construit podul ăsta destul de lung. Are câțiva kilometri peste mare. Noi acum ne îndreptăm spre granița cu Bosnia și ne-am minunat de această construcție. Uitați ce roșii faine are domnul în solar. Să le vedeți mai de aproape. E soi de la mare, cărnos. Mai avem 4 km până la cascadă. Ce îmi place mie, pe lângă prețuri, care sunt cel puțin un jumătățite față de Croația, aici în Bosnia îmi dă sentimentul ăla de România de acum 20 de ani, ceva de genul. Am lăsat mașina în parcare, asta e gratuit din spatele nostru și de aici avem ceva de mers pe jos până la cascadă. Nu știu, poate găseam și mai încolo parcări, dar am vrut să fim siguri. Da, cred că se putea merge mai departe. Da, vedem. Da, hai să mergem aici să vedem cât costă intrarea la Kravice. Da, am plătit 40 de mărci, se poate plăti în moneda locală sau 400 de metri avem de patcă. Eu am vrut să mă duc tot înainte. Bine că mi-ai zis. Haideți să vă arăt cum
se prezintă cascada de aici de sus. Deci, cum ziceam, am plătit 40 de mărci intrarea. O să vă las aici sus cam cât înseamnă, că în momentul de față nu știu exact. Se poate achita cu bani locali, cu mărci sau cu cardul. Noi am achitat cu cardul. Haideți să vedem cum se prezintă cascada de aici de sus. Să mă urc un pic pe asta. Arată bine, arată foarte bine. Să mărim un pic. Datele aici sunt foarte scumpe, având în vedere că Bosnia nu face parte din spațiul european și unit. Și astfel, datele, cel puțin la Vodafone, unde avem noi abonament, pentru 3 giga este 14 euro. Claudiu tocmai și-a făcut cost când am venit, pentru că telefonul lui trecu granița, eram la aproape 10 km de graniță, eram deja în Croația. Telefonul lui, cu toate că i-a dat restart, a rămas comutat la rețeaua din Bosnia și astfel, în momentul în care și-a accesat e-mailul, doar e-mailul, direct a intrat pachet de cost suplimentar de 14 euro. Da. Asta mare este... atenție, mare atenție, mai ales la ăștia de la Vodafone, că ăștia mi se par un pic bandiți. Asta este, deci... am pățit-o și acum 2 ani am pățit-o eu, deci la fel, eram la 15 km de graniță și mi-a intrat rețeaua din Serbia atunci și m-a taxat mult mai mult, deci să fiți atenți. Dacă nu vrei să te miști, poți să te plimbi cu tractorul. Tractor trenuleț. Văd că ăsta e râul care se varsă, care se transformă în cascadă. După cum se poate vedea, apa nu e foarte adâncă, poți să te bagi în apă, există o delimitare până acolo la balize, unde poți să mergi, tocmai ca să nu existe riscul de eroziune, nu e ok să mergi până la cascadă, deși mai sunt unele persoane care mai merg. A, sau posibil că e foarte adânc acolo, posibil de aia să fi pus balizele, nu știu. Haideți să vedem. O să trecem peste râu, să ne punem acolo aproape de șezlonguri, ca să intrăm după aia în apă. A, uite, plin de pești. Uitați, păstrăvi. Păstrăviz sau cleni. Sau... ba nu, cleaniți, nu-s păstrăvi. Uai, e plin. La cât e de curată apa, nici nu mă mir. Foarte fain cleanii. Un băț aici, să stai la pescuit, cred că ai prinde una. Ne-am pus aici pe șezlongurile astea și imediat o să intrăm un pic în apă. Ma, să vedem un pic mai de aproape cascada. Da, aici e un loc fain unde să faci poze. Da.
Dacă tot am venit până aici, să-i tragem o baie, nu-i așa? Haideți să intrăm împreună, să vedem cum se prezintă. Sigur e rece. Ai, 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 ai. Ai, 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 ce rece îi. Adică nu-i de mirare că le place la Cleni, la cât e de rece. Ai de capul meu. Acum deja s-au lăsat umbrele. Nu-i chiar așa cald. Cel mai bine ar fi, cred că când e cea mai mare caniculă să veniți, pentru că e foarte rece apa. E apă de munte. Dar este foarte sănătoasă, nu? Așa este. Și că e recomandată. Păi, aici la o sesiune de foto. Bă, dacă domnișoarele astea pot și noi putem. Nu-i așa, Ildi? Da. Sigur pot. Da, uite-te ce fain se vede de aici. Simt că mi-au înghețat picioarele. Până intri mai greu, că după aia amorțești și nu mai simți așa tare răcoarea. Da, e plin, e plin de pești pe lângă noi. No, Ildi, cum ți se pare? După 5 minute nu mai simți nimic, nici nu băgați picioarele. Da, nu mai simți frigul, da. Așa e. Adevărul că e absolut splendid aici. Doamne, deci n-am făcut niciodată, mai am făcut. Am făcut o singură dată la o cascadă baie, la noi, în țară. Am făcut un traseu, dar nu se compară cu asta. No, cam la asta se rezumă, la asta să vă așteptați dacă veniți aici. Eu zic că merită, o experiență care nu trebuie ratată. Nimic nu spune sângele mai bine mișcare decât o sesiune de înot în apele astea reci. La nou, după sesiunea asta, trebuie să mergem să mâncăm ceva. Arată bine ce e aici, numai că nu prea înțelegem. Cotletii, cobasice, cred că asta e, cobasice, cred că de asta o să mă duc să-mi cumpăr. No, cam așa se prezintă prețurile. O să fac eu conversia în minte, dar în 35 de ăștia kilometri de ăștia de-a lor, aproape cât o, da, aproape cât a fost intrarea la aici, dar merită. Când ai priveliștea asta. Și ne-a ajuns platou pentru două persoane. Platou care constă în cartofi prăjiți, cârnăciori, un fel de grătare și mici, nimă mici. Da, e bune. E bun. Mici, aripioare de pui, din asta nia frigărui. E foarte bogat. Și ca și sos, ceva sos de ardei. Și ne-am mai luat și o salată de sezon. Și a venit și nota de plată, 25,5 euro. I-am lăsat 30. Eu zic că merită. N-am putut să mâncăm tot și ne-a fost foarte, foarte foame și n-am putut să terminăm tot. Având în vedere cât de bun a fost mâncarea și bineînțeles ambianța și locația. De aici, locația,
acolo în partea stângă e ceva party. Da, deci una peste alta, nota 10, și ca preț, și ca și calitate, și ca tot, merită. Ne luăm la revedere de la acest loc absolut minunat. Paradisiac, putem spune. Și după ce suntem mâncați, fericiți că am văzut asemenea locuri, ne îndreptăm spre cazare. De aici până la cazare avem de mers undeva la 7 km aproximativ. Fiind apusul, culorile cerului sunt foarte faine. Și am ajuns la cazarea noastră din Bosnia. Suntem cazați undeva la 15 km de cascadă. Probabil ce scria pe internet 7 km era o linie dreaptă. Evident, noi n-am putut veni așa. Pentru cazarea asta am plătit 35 de euro, cu mic dejun inclus, ceea ce e super prețul. Am văzut că aveau recenzii foarte bune pentru micul dejun, cât și pentru curățenie și, într-adevăr, e foarte curat și e decent. Singurul, adică sunt două minusuri la cazarea asta, cu toate recenziile sale bune, și anume viteza la internet, care e undeva la 3-4 mega. Și ar mai fi lipsa frigiderului și a congelatorului. Asta ne lipsește noi având o ladă frigorifică după noi. No. Da, în rest, îi... ok. Acum o să vedem mâine micul dejun cât e de bun. Au fost foarte mulți români aici, am văzut foarte multe recenzii lăsate de români și cumva înțelegem de ce, pentru că e foarte aproape de granița cu Croația și, cum a spus, este un preț foarte, foarte bun. Cred că a fost unul dintre cele mai mici prețuri pentru cazări cu mic dejun. Partea bună, foarte ieftin, foarte ok de dormit. Partea proastă, imposibil de încărcat vlogurile de aici. Oricum nu e o problemă asta, pentru că mâine urmează un vlog nou, un vlog foarte interesant. Una peste alta e exact ce trebuie. Ieftin și bunicel. Pentru noapte. Pentru noapte. Acestea fiind spuse, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în vlogul de astăzi. Sperăm că v-am delectat privirile cu cascada. Așa că până data viitoare, până la următorul vlog, eu, Claudiu, și aici trebuie să zici tu. Și eu, știu. Așa. Dar deja mă știți, nu? Nu, că poate sunt oameni noi care nu se uită și dacă cumva sunteți oameni noi care vă uitați la canalul nostru, așa vorbesc eu cu accent ardelenesc. Așa, pentru că eu, în momentul în care fac vloguri, poți să utilizezi și un limbaj academic, dar îmbin limbajul academic cu limbajul ardelenesc, pentru că eu vă consider pe voi niște prietini. Deși poate să fie de-a lungul vlogurilor și hater, dar ești cei mai mari fani. Ei bine, vorba multă, sărăcea omului, să nu mai vorbim lemne, noapte bună și v-am salutat. Pa! Foarte bonus! Eu nu știu cum o să încap eu în dușul ăsta, că trebuie să mă bag așa, mă. Și trebuie să stau... Nu știu, cred că așa mi-ar trebui să vin să fac dușa. Stai bine. Dacă mă încord un pic mai tare, să rupe dușul. Nu. Nu fost făcut pentru bărbat, e 1,80 plus. Fu. Da. Nu ți-i încors. Asta e partea nașpa. Stai pup. Știi cum se stă pup? Nu. O să afli. Da, cred că nu așa. Cred că te are de stat. Cred că nu. Dacă fac. Stai cam, pup. Cred că cam așa trebuie să stai aici. Când faci stai că mă lovesc la spate.
Cam așa ceva. Hai să vedem, să probăm. O să stropești tot afară, închide-te. Ceva în genul. Nu mă aștept. A, bine, cred că am înțeles. Cred că toată lumea a înțeles.